Bună vreme și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vin cu o altă idee de bordură. O bordură foarte universală, care poate fi ușor aplicată pentru diferite proiecte și arată senzațional pe diferite fire, bineînțeles. Aleg modele care să-mi placă mie și care să fie cât de cât drept idee pe viitor pentru proiectele mele. Sper să vă placă și vouă și să lucrați împreună cu mine acest model de bordură. Iată varianta pe un fir mai subțire. E de senzație, e de efect. Va fi o terminație frumoasă pentru foarte multe tipuri de proiecte. Poate fi folosită și la șaluri, și la eșarfe, și la tot felul de pături, cuverturi, la rochii, bluze, topuri. Absolut universală această bordură și se realizează nu chiar atât de greu. Pentru a face acest model trebuie să știm să facem piciorușe duble, ochiuri de lanț, piciorușe scurte, puncte, puf și bobițele astea, picouri sau nu știu cum să le mai zic, care nu sunt deloc complicate și care de fapt dau așa un farmec ca parte acestor evantaie mari, nici nu știu cum să le zic, dar sunt foarte frumoase și îmi place extraordinar de mult acest model. Asta este partea de față, asta este de dos. Nu o să vă încurcați pentru că se deosebește foarte bine. Asta este o variantă pe un fir mai gros și o croșetă mai mare. Arată la fel de bine, poate chiar mai pronunțată. Dacă o rămâneți alături de mine în clipele ce urmează, o să croșetăm împreună încă un exemplar pe un fir subțire și o să utilizez o croșetă de 2,5 mm. Până atunci însă, haideți să aruncăm o privire pe schema cu care am lucrat eu. Este o schemă cât de cât am încercat să o fac înțeleasă. Eu după ea am lucrat, vă prezint așa ca un punct de pornire. Primul rând este din piciorușe duble. Pe croșetă trebuie să avem, deci pentru astea exemplare care le prezint, trebuie să avem 33 de ochiuri. 32 care sunt necesare pentru două evantaie, pentru că un evantai din ăsta este format din 16 ochiuri. Vom avea două, deci vom lua 32 de ochiuri pe croșetă și plus unul pentru simetrie, bineînțeles, și vom croșeta primul rând din piciorușe duble, după care vom trece împreună să croșetăm celelalte rânduri ale bordurii. De tot, cu rândul din piciorușe duble, vom avea de făcut 5 rânduri. Să începem. Deci, iată, primul rând din piciorușe duble este gata, cel mai simplu rând. Și dacă ne uităm pe schemă pentru a trece la rândul 2, va trebui să fac 5 ochiuri de lanț și să realizez un picioruș scurt, iată, în al doilea ochi. Da, din rândul anterior sau în al doilea picioruș dublu. După care să mai fac 5 ochiuri de lanț, să depășesc 1, 2, 3 piciorușe duble și în al patrulea să realizez un picioruș scurt. Și iarăși 5 ochiuri de lanț și în al patrulea un picioruș scurt. Și așa vom face până la final de rând, iar la final de rând vom face 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu. Bine, pentru a trece la rândul 2, mai întâi vom lua 5 ochiuri de lanț. Sau vom face 3, 4, 5. Întoarce 5 ochiuri de lanț, sar un ochi și în următorul fac un picioruș scurt. Iarăși 5 ochiuri de lanț. Și depășesc 3 ochiuri, 1, 2, 3 și în al patrulea realizez un picioruș scurt. De acum încolo, piciorușele scurte le vom face în fiecare al patrulea ochi, iar arcadele vor fi formate din 5 ochiuri de lanț. Deci iată, le am aceste 5, după care iarăși 1, 2, 3 și în al patrulea realizez un picioruș scurt. Și așa vom continua până la final. Iată, am ajuns la final de rând și voi face doar 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu în ultimul ochi. Iată în felul ăsta.
Pentru a trece la rândul 3, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea și exact aici voi face un picioruș scurt. Este. După care, mai fac o arcadă din 5 ochiuri de lanț și un picioruș scurt în următoarea arcadă din rândul anterior. Este. Acum voi lucra cu arcada care vine, da, în aceasta, și aici voi face 8 piciorușe duble. Doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, 8 și un picioruș scurt în următoarea arcadă. Este 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, un picioruș scurt. Iarăși 5 ochiuri de lanț și iarăși un picioruș scurt. Și acum repetăm cele 8 ochiuri, cele 8 piciorușe duble în următoarea arcadă. Deci atât am făcut cele 8 piciorușe duble, am făcut un picioruș scurt, 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5 și voi face un picioruș scurt aici, în al doilea ochi. Și iată, rândul 3 este gata. Deja începe să prindă formă bordura noastră. Observați că la început de rând și la final avem o arcadă, iar în mijloc avem două. Acum trecem la rândul 4. În rândul 4 vom lucra 5 ochiuri de lanț, un piciorul scurt, după care vom face aceleași 8 piciorușe duble, dar deja separate între ele de ochiuri de lanț. Și iarăși o arcadă deja vom avea între evantai, după care vom mai face alte 8 piciorușe duble și la final de rând un picioruș dublu. Deci foarte simplu, se lucrează. Important este să memorizăm rândurile, dacă nu desenăm o schemă sau o căutăm pe internet și lucrăm foarte simplu acest model. Deci iată, după cele 5 ochiuri de lanț fac un picioruș scurt. Și am ajuns unde sunt piciorușele duble. Aici, la fel, voi lucra 8 piciorușe duble, dar le voi separa cu câte un ochi de lanț. Deci, piciorul dublu peste piciorul dublu. Nu depășim niciun ochi. Am realizat ultimul picioruș dublu și după acest lucru voi face pur și simplu un picioruș scurt. Acum vom realiza o singură arcadă între evantaie. Pentru asta fac 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și unesc cu un picioruș scurt. Iată. Acum repet, deci aici voi face aceleași 8 piciorușe duble, separate de câte un ochi de lanț. Este. Acum voi face un picioruș scurt mai întâi, 2 ochiuri de lanț și un picioruș dublu deasupra piciorușului scurt din rândul anterior. Și iată, rândul 4 este gata. Așa arată el. Și trecem la ultimul rând, cel mai frumos rând din toate.
realizăm un ochi de lanț, întoarcem lucrarea și realizăm un picioruș scurt. Haideți să ne uităm pe schemă. Deci, iată, rândul 5. Un ochi de lanț, un picioruș scurt deasupra piciorușului dublu din rândul anterior. Și vom face în spațiile astea unde avem ochiuri de lanț, vom face puncte puf. De tot vom avea 7 la număr. Punctul puf va fi format din, de exemplu, câteva jeteuri, la minim vor fi 4. După care voi face 4 ochiuri de lanț și le voi prinde, 2 ochiuri de lanț și voi trece la următorul punct puf. Voi împle tot evantaiul cu puncte puf, voi face un picioruș scurt în unica arcadă care este și voi trece la următoarele 7 puncte puf. Și vom încheia rândul cu un picioruș scurt. Atât. Haideți să vedem împreună. Vă reamintesc cum se lucrează punctele puf. Deci pentru asta luăm un jeteu și venim. Deci iată evantaiul, ca să fie clar. Iată primul spațiu. Deci aici lucrăm primul punct puf. Am luat jeteu și încep să fac. Deci eu iau 4 jeteuri pentru că firul este subțire. Puteți să luați mai multe, puteți să luați mai puține. Deja aici, după dorință, iată, am trecut firul prin toate jeteurile, acum am 2 bucle și mai trec firul și prin aceste 2 bucle. Iată, punctul puf este gata. 4 ochiuri de lanț, 2, 3, 4 și unesc aceste 4 puncte, iată aici, la început, unde am 2 urechiușe. Cu un punct alunecat, bineînțeles. Două ochiuri de lanț. Și iată, primul punct puf și prima bobiță din asta este gata. Așa vom proceda până vom umple tot evantaiul cu aceste puncte puf. Și de tot vom avea 7 la număr, bineînțeles. Deci iar jeteu și încep să fac punctul meu puf. 2, 3, 4, trec firul prin toate jeteurile și trec firul prin ultimele 2 bucle. 4 ochiuri de lanț și închid aceste ochiuri de lanț aici la bază, unde am 2 urechiuși, cu un punct alunecat. Neapărat cu un punct alunecat. Este 2 ochiuri de lanț și trec la următorul punct puf. Mai facem unul împreună, deci 1, 2, 3, 4. Trec firul prin toate jeteurile, trec firul prin ultimele 2 bucle. 4 ochiuri de lanț și realizez închiderea acestor ochiuri de lanț cu un punct alunecat. 2 ochiuri de lanț și mai departe continuăm să amenajăm aceste puncte puf. Deci, iată. Trebuie să obținem, iată, așa ceva. Deci, uitați-vă, vom face 7 puncte puf, ultima bobiță și vom face un picioruș scurt în arcadă. După care vom face următoarele 7 puncte puf cu toate bobițele și vom încheia rândul cu un picioruș scurt, iată, aici, la final. Foarte simplu. Și bordura noastră este gata. O putem folosi la proiectele noastre. Cu ea vom da un farmec aparte, pentru că este o terminație foarte frumoasă, ușor de realizat și arată spectaculos. E ceva de efect de senzație, mie îmi place foarte mult. Acum rămâne să vă determinați cu firul cu care veți lucra, pentru că dacă aveți un proiect pe care l-ați lucrat, de exemplu, cu o croșetă de 4 mm, evident că și această bordură o veți lucra cu o croșetă de 4 mm. Adaptați proiectului, finalizați frumos proiectul și, dacă aveți dorința, împărtășiți-vă și cu mine, cu rezultatele voastre, trimiteți-mi poze și mie ca să văd și eu ce lucrați. Sper că v-am inspirat și că v-a plăcut acest model de bordură, că o veți lucra împreună cu mine după tutorialul meu. Dacă poate ceva nu vă este clar, mai aveți întrebări, le adresați sub acest video, îmi lăsați un like,
rămâneți aproape pentru că urmează și alte proiecte minunate. Toate bune vă doresc și pe curând!